Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat proiectul Transport Verde, microbuze electrice pentru elevi în județul Hunedoara. Proiectul, în valoare de aproape 6 milioane de euro, va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, și prevede achiziționarea de microbuze electrice, ce vor fi utilizate pentru naveta elevilor din 23 de localități din mediul rural. Potrivit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, este o primă tranșă de microbuze electrice. În viitor, urmând să fie achiziționate astfel de microbuze și pentru alte localități din județ. Stimați colegi, solicitările au fost de 123 de microbuze. Indiferent cum ne dăm peste cap, nu le puteam să le asigurăm. Dar vă asigur pe dumneavoastră și asigur și primarii că vom primi și restul de microbuze, dar în etape după cum ne vin banii. Acum ne-au venit bani pentru 23 de microbuze. Comisia care a fost numită pentru a stabili criteriile în care au fost selectate fiecare, îi felicit pentru modul cum au lucrat și efectiv au lucrat așa de corect încât nu avem nicio contestație. Așa trebuie să lucrăm. Dacă erau din 23, 20 PSD și 3 PNL, puteați să mă criticați. Dar din păcate 10 PSD sau din fericire, 10 PSD, 13 PNL. Asta înseamnă că n-am ținut cont de culoarea politică, ci într-adevăr de criteriile pe care au fost făcute și fiecare poate să-și vadă ce criterii a avut. O să mă întrebați sau o să ne întrebe cineva de ce n-au primit primăriile de municipii și orașe. Și ei o să primească, dar criteriile făcute pentru prima selecție care a fost, au fost de așa natură încât să fie avantajate și mi se pare foarte corect comunele. Fiindcă în orașe și municipii, transportul în comun este organizat bine. În comune, nu pot că nu au ei posibilitatea să facă transportul în comun și transportul de care noi odinioară vorbeam în hotărârile noastre, se face de multe ori cu lucruri nu prea bune, cei care câștigă traseele prin licitație, ba nu se țin de program, ba renunță la traseu și numai ce-i face, că renunță și numai ceva, sigur că nu mai vine la următoarea licitație altceva. Dar ne creează greutăți și atunci, cred că și legiuitorul s-a gândit că pentru comune să-i ajutăm la început și, pe urmă, vor veni și municipiile și orașele și, bineînțeles, și celelalte comune. În funcție de banii care ne vin pe acest proiect, cumpărăm microbuzele ca atare. Că județul Hunedoara a început să aplice cu succes directivele Uniunii Europene privind reducerea poluării, o demonstrează și faptul că la sfârșitul lunii aprilie a fost semnat contractul de achiziție a autobuzelor electrice pentru transportul public dintre orașele Văii Jiului. Green Line Valea Jiului de autobuze electrice, 26 la număr, va deservi 4 trasee care însumează 125 de kilometri dus întors. Propun votul dumneavoastră proiect.